Data de 31 august este o zi de sărbătoare pentru românii din întreaga lume. Pe data de 31 august, românii din Republica Moldova au reușit să facă din limba română limba oficială a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Este o dată care ne amintește de identitatea noastră românească, este o dată care ne amintește că noi trebuie să păstrăm vie limba română, indiferent de unde ne aflăm. Fie că suntem în Basarabia, fie că ne aflăm în Bucovina de Nord sau în Valea Timocului, limba română trebuie păstrată și cultivată. Noi în Tunisia încercăm prin acțiunile Ambasadei României la Tunis să facem acest lucru. Am creat școala de duminică pentru tinerii români care vor să învețe și să-și îmbunătățească limba română. Am creat o mică bibliotecă și în curând cu sprijinul Institutului Limbii Române vom institui primul lectorat de limba română la Universitatea Tunis Manar, primul lectorat de limba română chiar din lumea arabă. Cu ocazia zilei de 31 august, urez la mulți ani românilor de pretutindeni.